Pagini de Pateric. De la Ava Palladie. Un oarecare monah, locuind în pustia cea mai din lăuntru, foarte iubitor de liniște fiind, avea totdeauna o lucrare, adică în rugăciuni și în cântări și în vederile minții a se îndeletnici totdeauna. Încă și de multe descoperiri s-a învrednicit, uneori treaz, alteori în somn. Pe scurt să fie zis, acesta pășea pe urmele vieții celei nemuritoare și fără de trup. Nu se îngrijea nici de cum de hrană, nici de chivernisirea trupului, ci de când din lume s-a ridicat și în pustie a locuit, pe cele ale lui, odată pentru totdeauna, lui Dumnezeu le-a lăsat. Și umplându-se de nădejdea cea întru Dumnezeu, de cele trupești, niciodată nu-și făcea griji. Deci, pentru o credință ca aceasta, răsplătindu-i Dumnezeu, îi dădea lui la 2-3 zile pâine prin înger, pe care atunci când simțea trebuința trupului, nevoitorul o și afla intrând în peșteră și, mulțumind stăpânului, își împlinea trebuința trupului. Apoi, iarăși cu dumnezeieștile laude și rugăciuni și vederi se îndulcea fără de îndoială ținându-se de acestea, într-o acestea răsfățându-se și veselindu-se pururea. Și așa, în toate zilele, înflorea în cele duhovnicești și sporea în dragostea și îndrăznirea cea către Dumnezeu. Și cum s-ar zice, iată că în mâini, având odihna cea bună, așa se afla. De aici însă, îndrăznind el, de la a fi silitor slăbind, puțin câte puțin în nădejdea nepătimirii sale, a gustat din bântuiala deavolească, de care desăvârșit s-ar fi biruit și s-ar fi surpat cu cădere vestită, de nu de grab i-ar fi ajutat lui Dumnezeu, cel neasemănat într-o milă. Că acesta, îndrăznind viețuirii sale și părându-i lui a fi mai presus decât mulți alții, ca cel ce s-a învrednicit de unele ca acestea și a îmbătrânit în nevoință și iată cum, la bătrânețe ajungând, întâi s-a lăsat într-o mică trândăvie, care era așa de subțire că nici nu o simțea, apoi într-una și mai mare a sporit, încât într-o desăvârșită simțire acesteia a căzut. Căci acum, mai cu încetineală, se scula din somn spre obișnuitele laude și rugăciuni, iar rugăciunea nu mai era așa de întinsă și nerisipită, iar trupul mai multă odihnă poftea și mintea începuse a se povârni în jos, în împrăștieri și în gânduri pătimașe. După acestea, încă și necuvioșii oarecare, într-o cele ascunse ale sufletului se ivea. Însă obiceiul lui, cel spre cele bune, de grab depărta mintea de la acestea, pe care o trăgea cu totul spre cele dumnezeiești. Deci, odată ce nevoitorul pe cele mici nu le lepăda, nici spre tămăduirea răului nu se trezvea, poate ca pe un lucru mic defăimându-l pe dânsul, nesocotind că trecerile cu vederea mult vatămă sârguința nevoitorilor, răutatea lua creștere în dânsul, iar necuvioasele gânduri mai adesea la dânsul năvăleau. Și așa cu a nevoie de dânsele se izbăvea. Iată însă că și văpaia poftei se aprinse în lăuntul lui și inima o înfierbânta. Deci a început nevoitorul a se supune patimii, iar spurcatele gânduri biruiau mintea lui și în lume o ducea pe dânsa.
El însă se abătea din nou, sprijinindu-se pe obișnuita laudă și rugăciune. Apoi, intrând în peșteră, a aflat din nou pâinea pusă înainte, însă nu curată ca mai înainte, ci parcă roasă de șoareci, mucedă și negrijită. Și mirându-se de aceasta, a suspinat și s-a întristat, însă a mâncat și s-a întărit. De acum sosi a treia noapte după începerea răului, iar războiul se înverșuna și mai mult, iar pofta mai iute îl învăpăia, gândurile arătându-i multe închipuiri păcătoase. Cu toate acestea, sculându-se după obicei, spre laude și rugăciune s-a pornit, încă nu curate avându-și pomenirile cele bune, căci adeseori întorcându-se gândul încoace și încolo, mintea lui se robea. Astfel trecând ziua aceea, seara s-a întors, iar el avea trebuință de pâine, pe care a și aflat-o în locul obișnuit, însă cu totul netrebnică și ca de câini și de șoareci roasă și osebit de ea miezuri oarecare și rămășițe ale roaderii. Atunci, greu cu totul căzându-i aceasta, a suspinat și a plâns, dar nu din destul și nu atât încât să-și taie necuvioșia. Și a mâncat nu după cum obișnuia, ci numai câteva fărâme. Iar după ce a venit să se odihnească, nu mai era cu putință să afle odihnă, ci gândurile de pretutindeni înconjurându-l, îndată l-au robit și l-au dus în lume. Deci, sculându-se, a mers spre lume, prin pustie, călătorind noaptea și umblând toată noaptea și a doua zi, după ce de lume încă era departe, lua seama în toate părțile și împrejur se uita, doar va vedea undeva vreo mănăstire, unde intrând să se odihnească. Și zărind o sihăstrie de frați, s-a apropiat de dânsa și a fost primit de dânsii cu mare bucurie, căci ca pe un bun părinte, văzându-l frații pe dânsul, întâi i-au spălat picioarele, care după atâta vreme erau foarte întinate. Apoi, rugându-se și masă punând, îl rugau să guste din cele ce se aflau. Iar el a mâncat și așa pe sine din destul s-a întărit. Apoi frații l-au rugat pe dânsul ca să le spună cuvânt de mântuire și cu ce fel de meșteșug se pot mântui de cursele diavolului și cum vor putea birui gândurile cele urâte. Iar bătrânul mult i-a sfătuit pe dânsii despre nevoință și despre lupta gândurilor, adăugând că se cade ca cei ce se nevoiesc cu o sârdie într-o osteneli să rabde cu nădejde bunătățile ce vor să fie și a îndulcirii celei din ceruri, într-o care nu după multă vreme se vor muta. Apoi, oprindu-se din sfătuire și puțin întru sine venindu-și, socotea cum că pe alții sfătuind, el însuși a rămas nesfătuit. Și recunoscându-și căderea și biruirea sa, sculându-se, de-a fuga spre pustie, iarăși s-a dus, în peștera cea mai dinainte venind, și s-a așternut pe sac și pe cenușă, și așa zăcea suspinând dintr-o adânc și păcatul plângându-l. Și așa, plângând și lui Dumnezeu mărturisindu-se, cerea iertăciune și nu s-a sculat de jos, nici din suspinuri și din tânguiri nu s-a oprit, până când, slăbind și de somn fiind tras, a auzit în vis glas de îngeri zicând către dânsul: a primit Dumnezeu pocăința ta și te-a miluit
și ia aminte de aici înainte să nu te mai amăgești, că vor veni frații pe care i-ai sfătuit rugându-se ție și îți vor aduce hrană și blagoslovenii pe care primindu-le să te împărtășești din ele cu dânsii, iar pâine de aici înainte de la ei să primești, pentru care mulțumește totdeauna lui Dumnezeu. Și de atunci toată vremea vieții lui a petrecut-o în plângere de sine.